88 de ani de tradiții, de cultură și de sute de expoziții organizate. Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat a împlinit astăzi o venerabilă vârstă de 88 de ani. Fondatorul instituției de cultură a fost nimeni altul decât profesorul Valer Literat. Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat a văzut pentru prima dată lumina într-o zi mohorâtă de 4 noiembrie 1923. Profesorul Valer Literat a fost cel care a fondat și la Făgăraș un muzeu care să aducă în prim plan și să facă cunoscută întreaga istoria zonei. Este o zi, să zicem, festivă pentru noi, fiindcă muzeul împlinește astăzi 88 de ani de când reputatul om de cultură făgărășan Valer Literat a pus bazele muzeului regional etnografic al Țării Oltului, așa a vrut să-l intituleze. Deci atunci, într-o adunare a străi făgărășene, fiindcă Valer Literat a fost și președinte al despărțământului 2 Astra Făgăraș, a propus înființarea și aici a unui muzeu. Ca orice început, și acest concept a avut urcușuri și coborâșuri. Primul sediu în care muzeul a funcționat a fost lângă cinematograful Negoiu. Doar câteva decenii mai târziu acesta a fost mutat unde este și astăzi în incinta cetății Făgărașului. Sigur că au durat o perioadă mai lungă de organizare, de până la inaugurarea oficială. Aceasta s-a întâmplat în februarie 1951, când a devenit unitate de stat și a luat denumirea de Muzeul Orășenesc Făgăraș. Atunci a și primit două săli. Muzeul Bruichenthal a înființat în cetate o secție acestui muzeu, secție care în 1973 a fuzionat cu Muzeul Orășenesc Făgăraș, de care vă spuneam că au devenit oficial în 1951, și atunci s-a înființat Muzeul Cetatea Făgăraș. Dacă la început muzeografii se mândreau cu doar 200 de piese, acum instituția numără numai puțin de 20.000 de piese. Din păcate, însă, reprezentanții muzeului își doresc un spațiu mult mai mare pentru ca întreg patrimoniul cultural să fie expus și vizionat de către turiștii și făgărășenii care calcă pragul instituției.